Pacientul de 37 de ani a fost adus cu stare generală gravă, în stare de șoc, prezentând o blangă înjunghiată penetrantă la nivelul toracelui anterior în regiunea sifoidiană. S-a decis intervenția chirurgicală de maximă urgență, constatându-se plagă cardiacă la nivelul ventriculului drept cu hemoragie masivă și plagă hepatică de lob stâng. Intervenția chirurgicală a fost un succes, pacientul fiind încă în secția de terapie intensivă, stabil la acest moment, urmând să fie monitorizat în grea fază.